povestit despre prima carte din seria Percy Jackson și Olimpienii. Povestea ne spune despre un tânăr de 12 ani, Percy Jackson, care este dislexic și face școala la un liceu pentru copii cu probleme de handicap. În timpul unei excursii este atacat de o furie și află că zeii despre care a învățat la școală sunt chiar reali. Într-o tabără pentru copii speciali, exact ca el, unde își face noi prieteni, Annabeth și Grover, însă este nevoit să plece, deoarece află că fulgerul regal al lui Zeus, cel mai puternic dintre zei, este furat, iar acesta îl învinuiește pe el din cauza ultimelor conflicte dintre Poseidon, tatăl lui Percy și Zeus. El se îndreaptă către infern împreună cu Annabeth și Grover, deoarece bănuiește că Hades a furat fulgerul regal. Însă, la sfârșitul acestui traseu, descoperă că unele lucruri nu sunt chiar ceea ce par, iar unii prieteni se vor dovedi a fi dușmani. Dacă va reuși Percy să-și clarifice numele, să recupereze fulgerul regal și să evite un război între zei care ar putea distruge omenirea, va trebui să aflați voi citind această minunată carte pe care o recomand tuturor, dar mai ales celor împătimiți de aventură, care se vor regăsi într-unul dintre personajele acestei minunate serii, Percy Jackson și Olimpienii.